Cererea de pensionare împreună cu actele prin care se dovedește îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta lege se depune începând cu data îndeplinirii acestor condiții la Casa Teritorială de Pensii competentă, în a cărei rază domiciliază persoana care va avea statutul de pensionar. În conformitate cu prevederile articolului 46 din legea 360/2023, pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc cumulativ la data pensionării condițiile privind vârsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizare. Persoanele asigurate în sistemul public de pensii care îndeplinesc condițiile de înscriere la pensie prevăzute la articolul 1 pot opta între acordarea pensiei pentru limită de vârstă și continuarea activității cu acordul anual al angajatorului până la vârsta de 70 de ani. Acest articol a intrat în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2024. Pensia pentru limită de vârstă se acordă la cererea persoanei îndreptățite a tutorelui sau a curatorului acestuia depusă personal sau prin mandatar desemnat prin procură specială. Pensia pentru limită de vârstă se cuvine de la data îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege, se acordă și se plătește de la data depunerii cererii de înscriere la pensie. Drepturile de pensie se plătesc lunar în funcție de opțiunea pensionarului, prin mandat poștal, la domiciliul beneficiarului drepturilor de pensie, în cont cu curent sau cont de card la una din băncile cu care Casa Națională de Pensii Publice a încheiat convenții pentru plata drepturilor de pensie.